Astăzi sunt un taximetrist, dar, am mașini sport. De exemplu, BMW-ul acesta E46, E36, cum vrei să-i spuneți, care scoate foc pe țeava de eșapament și s-a făcut un update destul de mare, nu știu dacă mă urmăriți, pe canalul secundar de Roblox Rafael Clips, unde acum avem angajați, deci avem o companie. Avem angajați cărora le oferim mașini și ei se plimbă peste tot prin oraș și ne fac nouă bănuți, ne fac profit. Putem să luăm clienții, asta e cam printre cele mai slăbuțe mașini ale mele, și luăm clienții, îi ducem unde vrem. De asemenea, s-a mai adăugat ceva mișto, toate mașinile roșii pe care le vedeți în oraș sunt ale noastre. Deci aceia sunt angajați de la noi. Ok. După care ne ducem aici. Oprim. This is the place. Numai că acel client a avut o stea și 1,8 stele, deci ne plătește foarte prost. Pe noi ne interesează clienții cu cât mai multe stele. În dreapta sus avem o minimapă, clienții cu ceva albastru sau cu galben vor fi mai importanți. Acum, hai să ne dăm jos din trașcaleta aceasta și să spawnăm o mașină mai adevărată, gen asta. Hai că asta dacă este. Postuna mașinilor o să vă arăt eu imediat. Și noi vedeți că avem în folosință altele mult mai mișto. Avem Bentley, Ferrari, adică avem cea mai nebună companie de taximetrie, pentru că efectiv te ia cu un Urus, cu un Lamborghini Urus sau cu Range Rover, în fine. După care am cumpărat eu acest Lambo Centenario, nu știu ce vrea să fie, care e absolut nebunie. What? Eu aș plăti să vină să mă ia taxiul să mă ducă cu ăsta. Adică, iauzi, bubuie. După care s-a adăugat un sistem prin care tu ai niște clienți. Gen, habar n-am dacă aș putea spune Bolt sau Uber. Sunt niște clienți care te sună mereu pe tine și tu îți faci o relație bună cu ei și o să fii mai bine plătit. De exemplu, avem un... dacă dau click, ce se întâmplă? L-a expirat doar. Ne arată că avem un lawyer, avem un avocat. Da, îi vedem și fățăul și o să ne ducem la el în dată. El e un punctuleț roșu și noi suntem aici. Deci noi trebuie să facem dreapta. O să vedeți imediat. Avem un client cu stea galbenă, adică 8,2 stele. Deci ăsta e un client bogat. Dacă îl luăm și îl plimbăm, o să ne plătească. Uite, politician. Deci e primarul orașului, nu știu ce. Și o să vă arăt puțin mai încolo. Ăsta vrea oricum cursă scurtă, deci nu o să plătească bine. O luăm și noi ca taximetriștii. Perfect. Așa, și noi la clienții noștri normali. Uite, Lil, avem un rapper. Păcat că el ar trebui să adauge odată ce eu dau click aici să îmi pună automat un waypoint către clientul respectiv. Așa trebuie să mă duc eu și să și știu încotro mă duc. Uite, trebuie să știu că trebuie să fac dreapta aici. Ar merge foarte repede mașina. Adică accelerează, wow. Dar avem punctul acela roșu pe hartă. E un rapper care ăsta are bani, dar trebuie să-l ducem extrem de repede. Deci fii atent, ăsta ne dă chiar și 50.000, adică e mult. Stai așa. E bine că mașina are handling, adică se ține bine de tot pe curbe. Aole, dar unde ne pune ăsta să intrăm? Vai, veric. Mamă, ce ne face șobolanul. Stai așa. 12 secunde. Oh, chiar l-am dus la fix. Deci ne-a dat 50.000. Mă, ce zice asta cu 0 dolari? Hospital manager. A fost un event. Bun. Și acum noi mai așteptăm să fim chemați. Sunați de către clienți. Și unii clienți sunt șmecheri rău de tot. De exemplu, e mafia boss, deci sunt și mafioți și ai președintele. Dacă te împrietenești cu președintele, o să poți să deblochezi o mașină șmecheră. Deci dacă ne ducem în garaj și ne ducem la car shop, o să vedem limuzina. Deci poți să te plimbi cu limuzina, ceva unic, că nimeni nu mai are asta. Am văzut că au adăugat Tesla Roadster, care e mișto și asta, dar Tesla are mulți cai. Este tech relationship, deci trebuie să ai cunoștințe cu cineva, nu știu cine e acel cineva. Ok. Și ne putem spawna în centrul orașului ca să nu mai fie nevoie să călătorim din nou. Șofer. O să-i lăsăm să facă bani
Șoferii au trei chestii. Experiența, care le permite să conducă mașini cu mai multe stele. Skill, care le permite să conducă mașini cu cai mai mulți. Problema e că nu cred că o să... Nu sunt sigur dacă generează mai mulți bani doar pentru că ei conduc mașini cu mai mulți cai. Habar n-am. În general e de la rating. Dacă dai o mașină cu rating mare, atunci rupe. În fine, și ai tips ca să primească bacșiș. Și vedeți că nu toți sunt maxați, dar durează mult. Ăsta durează 5 minute. Adică elegeri, dar aici durează 15 minute și chiar ajunge să dureze 30 de minute. Bun. Vreau să văd cine ne sună, că am văzut telefonul aici. Stai un trader, nu merită cursa. Mișto în față. Chiar am ajuns undeva la clienți cu bani. Pentru că este un CEO. Adică cineva care deține o companie și are mulți bani. N-are timp de pierdut. Așa că o să facem noi o șmecherie. Time to upgrade my car collection. Ce zice mă ăla? Drept așa acolo. Mamă, mamă, merge prea repede mașina asta. Vă zic. Hai să dăm prin oraș. Și e distractiv jocul. Pentru că farmezi așa bani. Îți upgradezi mașinile companiei. Și ajungi să faci din ce în ce mai mulți bani și ții mașini din ce în ce mai tari și mai rapide. Adică asta deja e top mașina. 38 de secunde. Uite, l-am adus la companie pe Nea CEO. Aulă, nu l-am dus bine. Ce prostovan sunt, nu știu ce am crezut că trebuie să intru în chenarul ăla. Mă, și miram de ce acolo. Stai pe loc, se umple ăsta 20.000, 30.000? 25.000. Nu e rău, nu e rău. Multiplayer-ul 1, cred că trebuie să mergem un pic mai repede sau... Și vedeți că avem un relationship 1. Și noi trebuie să facem relationship-ul din ce în ce mai bun. Mașini mai aveam eu pe aici pregătite. Deci aveam astea două. Porsche Canyon, cum îmi place numai mie. Porsche Cayenne sau cum se numește. E rău, nu e rău. Astea toate au fost la taxi. Mamă, dar ce greu pleacă de pe loc. Mi se pare că astea nu le-am upgradat la viteză. Le-am upgradat doar la steluțe. Și atunci merge prea greu mașina. Deci nu, nu merită, nu merită. Ia uite, dăm și semnal. Frumos. Ok. Avem BMW-ul ăsta. Asta mai e mișto. Camaro. Mă dai? Mamă. Vezi că e tare rău Camaro. Spatele ăla e nervos rău de tot. Frumos, frumos. Strâng un milion, cred. Cred că... Sau? Cât zice să strâng? Nici nu știu măcar. Să cumpăr asta oare? 9,5 stele sau nu merită? Are 700 de cai. Sau nu, e un e-coupe. Sau? Prinde un pic de viteză. Am spart și de ăla. Le-am făcut așa pe roșu, credeți că arată bine? Deși nu prea sunt fan jantelor negre sau jantelor negre. Dar în jocul ăsta cam așa dau cel mai bine. Cred că trebuie să pun volanul să mă mai joc Forza. Chiar cred că e cazul. De 7,7. Mamă, și BMW-ul ăsta arată bine. Bun, avem 600 cam. Mai avem vreun client sau aia a fost tot? Nu avem niciun client. Tot aștept președintele, dar nu apare. Deci, frate, președintele nu cere niciodată apel. Cred că greu de tot. Oare... am o întrebare. Oare trebuie să mă plimb cu mașina asta? Parcă are o culoare prea boring. Hai să schimbăm culoarea. Car shop. Nu. Modify. Asta. Parcă e prea boring culoarea, nu știu. Roz nici nu merge. Mamă. Asta arată așa gold, dar... Na, e galben de taxi. Dacă îi dăm noi așa gen... Nu e chiar urât. Deci nu e chiar atât de urât. Și un wheel color. Vezi, nu e același alb și aia e problema. Ăsta s-ar putea să meargă mai bine. Ok. Așa, ride height. Asta... Cred că vrea ea să fie... Cât mai sus, zic. E de președinte. Ok, glass tint e la maxim.
Stai, voiam să-i fac headlights-urile. Full alb, xenon, așa mișto. Tare. Exhaust pipes-urile astea de aici. Alea în sus n-au sens. Deci cred că ăsta așa ușor în sus. Și... deci are 500 de cai în mod normal. I-am pus noi 800 de cai. La luxury putem să-i punem asta, 10,5 stele. Tuning e full, deci nu prea prinde viteză mașina asta. Aia e singura problemă. La spoiler, e unul mic acolo pe spate. Bă, e ok mașina. Gen e ceva așa premium, nu știu. Ia să vedem. Bă, nu era mașina. Cred că trebuie să mă plimb cu mașina asta ca să mă sune președintele. Adică avem 10 stele. Nici nu cred că există vreun client pe care noi să-l luăm cu 10 stele. Hai să mergem aici la Bogătani. Dar nu știu, parcă în această mașină necesită un alt fel de Bogătani. Știi ce zic? Adică aici sunt Bogătani, dar ne trebuie Bogătani Bogătani. Avem reparul aici lângă noi. Dar ăsta vrea să fie dus repede. Nu știu dacă reușesc cu mașina asta. Reper dus cu Rolls Royce-ul. Parcă se ține mai bine pe curbe. Dar n-are top speed-ul ăla. Mamă, ce frâne pârnaie are. Am ajuns? What? Am adus la hotel unde l-am adus. 50k. Epic job. Vezi că ne-am împrietenit cu ăsta. Dar nu cu ăsta trebuie. Trebuie cu președintele. Ah, mecanic. Uite exact deasupra la Rockstar. Get good relations with the mayor. Get good relations with politicians. Ah, eu acum m-am prins. Trebuie să ne înțelegem cu un politician. Ah, de asta nu ne jucăm cu abonații. Pentru că încerc să cumpăr ceva și se teleportează cu hack ca să apară pe episod. Lasă-mă, te rog, să mă joc. Ok? Asta mă supără la abonați. Vă las să dați join, n-am nicio treabă. Dar treceți limita când vă teleportați. Asta e singura mea problemă. Adică nu mă lasă nici să joc. Bun, vreau să cumpărăm mașina aceasta. Pentru că este un Maybach Vis6. Nu știu ce e, o fi un concept car, Maybach ceva, dar e cam cea mai scumpă mașină din tot jocul, după limuzină. Dar limuzină nu o putem lua, zis și voi. Deci hai să o achiziționăm, 1.500.000, dar nu o să avem destui bani încât să o modăm. Fii atent, că e nebunie. Ok. Adică efectiv am stat afeca vreo 30 de minute, cred că făceam 1 miliard de poze sau ce voiau să facă. Ok. Hai să ne ducem afară. Joacă mașina asta. Dar trebuie să... Stai un pic. Trebuie să-i dăm altă culoare, că e porcărie culoarea asta. Gen, ce culoare vrem să-i dăm? Arată urât pe roz. N-arată rău. Lime-ul ăsta... nu. Negru. Problema e că dacă o facem roșie, o să se vadă urât. Știi ce zic? Culoarea asta parcă e așa ceva special, nu știu. Mamă, nu știu ce culoare să o facem. Pe negru e ca mafie. Avem așa, glass tint, full black. Roof sign. Mă, dacă îl facem așa, nu prea se vede? Ah. E ok, hai să-i dăm un text pe spate. VIP. Headlights. Mă, zici că e demon. Zici că e demon cu farurile alea. Ride height. Putem să lăsăm mai jos. Wheel color. Merge pe negru, dar hai să ne uităm puțin. Ce e asta, mă? Mercedes concept. Hai să jucăm jantele astea. Nu sunt rele. Dar wheel color... nu prea am idee, sincer. Parcă ar da... adică dă bine pe negru, dar nu se văd jantele pe negru, aia e problema. Știi? Așa pe alb, parcă e altceva.
What? N-am achiziționat, ok. Văd că nu are spoiler. Play Design Chamber, asta nu mă interesează. Așa, după care nu mai avem bani. Ca să-i dăm turbo, să-i băgăm cai mulți. Uite, am băgat efectiv 1200 de cai, dar top speed-ul e foarte mic. Aia e problema. Deci top speed-ul chiar e mititel. Dar hai să o lăsăm așa. Dăm exit. Joacă mașina asta. Joacă. Wow. Și acum noi ar trebui să dăm upgrade aici, pentru că frățiorul nostru nu poate să conducă niciuna din mașinile astea cele mai tare ale mele. Ce lungă e, cică. Tigaie nu e bună. Mă superi, TikTok man. Mă supără TikTok man, nu-i place noua mea mașină. Ia uite, bă, cum arată. Farurile sunt demonice, cum arată așa cu mov. Ia, nu pot nici să plec. Ia. Ce se întâmplă, mă, ești nebun? Dați-vă, bă, jos! Jos, că nu văd! Jocul ăsta nu e făcut ca să stea lumea pe mașină, pentru că se buguiește. Și hai în capătul autostrăzii să-i dăm goarnă. Văd că nu mai sună ăștia șobolanii. Top speed nu are așa wow. A, bă, cum se vede? Cred că farurile trebuiesc roșii făcute. Ca să fie cu spatele. Chiar arată un Mercedes ceva așa, S-Class, nu știu. Te aude cu puțin ecou. Îi dăm ea. Taxiul întunecat e ăsta. Ăsta e că vreau să mă bag dreapta, că o să vină din contrasens, cred. Holy, cum ne ducem! 255 top speed. Deci, mașina are 9,6. Trebuie să-i modificăm la interior acolo scaune, la luxury și tot. Și o să rupă. Problema e că nu prea mai văd clienți care să aibă requirement așa mare de stele. Adică mă uit și pe minimapă și abia găsești pe cineva. Sunt doar ăștia simpli, gen 3 stele, adică asta nici nu știu unde se urcă măcar, că e cineva cu mine în mașină. Mă înțelegi ce zic? Bă, cum se duce. E monstru mașina asta. Ne dă 300 de dolari, adică n-are sens. Mașina de $1,000,000. N-are logică, băieți. Ia. Am văzut ceva mișto acolo. Ia stai așa, trebuie să întorc cu shift-ul. Dă-te la o parte, veric. Că am găsit un avocat aici. Hai să mergem puțin în garaj și să ne modificăm mașchineta, pentru că la luxury nu o să mai pun puncte, n-am chiar de mulți bani, dar putem să-i mărim căluții la 1292, 1318, 1400, 261. De ce merge de încet, sunt curios. Cred că asta e o mașină de... E o mașină de... eleganță ceva. Adică top speed 261. Cam încet. Cam încet. Ok. Cam asta e mașchineta. Hai să dăm... Dar de fapt... Poate să-i pun și stele, dar nu știu dacă mă ajută cu ceva. Putem să o urcăm lejer în... Cred că peste 10 stele. 10,8. Mașină de președinte. Care merge și mai repede. Deci spawn car. Ăsta. Shopper. Auto cum arată. Frumos. Dar putem să-i facem farurile roșii? Aia e întrebarea. Headlights? Nu merge. Deci avem galben. Ba da, demon. Wow. Wow, wow, wow. Demonul din Râncăciov. Ia. Dar nu merge, mă, că e... Nu e roșu, e un fel de portocaliu. Aia e problema.
O, da, cum pleacă mașchineta asta. Dar vedeți și voi că, bă, mă joc, dar nu mă sună niciodată primarul ăla. Decât Citizen și Shopper, adică ăștia nu o să plătească mult niciodată. Ia, luăm pe ăsta cu 0,5 stele. Să urcăm mașină de peste 10 stele. O, e prea lungă mașina și faci drifturi ciudat cu ea. 200 prin oraș. Classic gen! Suntem morți. Suntem dead. O, dar pleacă repede de pe loc. Hai să facem un drift mișto. Și ia frâne. O, vezi că are frâne bune. Deci asta are frâne destul de decente. Thanks. Uite, aia e mașina noastră. E un Range Rover roșu. Un politician nu ne dă, bă, șobolanul. Hai să-l ducem repede, că se grăbește, văd. V-ar plăcea să existe un taxi de ăsta care merge extrem de repede? Doar că nu prea e fi în siguranță, mă gândesc. Gen, să-i dea 200 în oraș. Ar fi nebunie totală, cred. Holia. Ula, așteptă cineva, văd. La un prieten aici l-am adus. Sau la prietenă. Ia, vezi, ne dă doar 500. De ce e diferența așa mare între oameni? Da, depinde, că după aia tot încep să refuzi cursele cum ar veni, exact ca în viața reală, în fine. Băieții, cam aceasta este noua noastră mașină extraordinar de scumpă, lungă, zici că e barcă. Deci nu cred că există mașina asta în viața reală, sau dacă v-a plăcut apăsați butonul de like, ne vedem data viitoare. Oh!